Doamnelor și domnilor, doamna Doina Spătaru dorește să intre în legătură cu noi în urma declarațiilor făcute de Călin Giambașu mai devreme, apropo de Mălina Olinescu. O avem în legătură telefonică. Să rămână, doamna Spătaru. Bună seara, domnule Brancu. Bună seara, într-un fel. Până acum am avut o zi liniștită, dar în sfârșit. Vă ascult. Apropo de declarațiile pe care le-a făcut Călin în legătură cu faptul că și-ar dori, crede el, ca prieten, că dumneavoastră n-ați omagiat-o suficient pe Mălina și că ați neglijat-o la un moment dat. Ce-ar fi de spus? Iertați-mă că vă întreb. Eu nici nu pot să vorbesc mult pentru că pur și simplu mă leacă emoțiile și un sentiment de, sunt sigur, nici nu pot, nu știu, indignare, revoltă, indignare, pentru că ce-a făcut Călin, ce face cu mine, seamănă mult cu ce a făcut cu părinții lui și îmi pare nespus de rău, nu mai vorbesc pentru părinții lui și pentru el, îl compătimesc și simplu. Dar până una alta, eu trebuie să vis-a-vis de ce a spus în emisiunea din această seară, în emisiunea dumneavoastră, nu dau punctual pentru că nu sunt în stare, am și luat chiar niște pastile pentru că sunt murtoată. Faptul că eu nu am fost alături de Mălina în toată acea perioadă în care lua pastile și care s-a sfârșit cum s-a sfârșit, adică el ce-a spus în seara asta, în emisiunea mea voastră, a fost un neadevăr de la început până la sfârșit. Eu am fost lângă Mălina tot timpul. Am vorbit cu ea în toate chipurile, am fost cu ea peste tot, și la medic, și la preot. Dar nu are sens să înșirui tot ce am putut ca mamă, ca orice mamă să fac. Nu am fost absentă din viața fetelor mele niciodată, decât fizic atunci când am fost plecată din țară sau din București când eram în turnee. Vreau să dau citirea, a spus că eu cum am putut să fac eu una ca asta, adică să declar public că mi-am sacrificat relația cu fetele mele pentru contractele cu Petre Giambașu. Total neadevărat. Am avut un singur interviu în formula, am dat un singur interviu pentru formula AS din 2007 și numai în formula AS, nu și în altă publicație, și vă dau acum citire fragmentul în care am vorbit despre relația fetelor mele, despre relația mea cu fetele mele la acea dată. Datorită deselor și de scuze îndelungatelor mele plecând, mi-am sacrificat relația cu fetele mele. Eu le lăsam într-un punct și când mă întorceam, descopeream că ele mai pariseseră deja o bucățică din drumul vieții. Iar uneori îmi dădeam seama că nu mai reușeam să ajung la sufletul lor. Și îmi era teamă să nu se străineze de mine. Dar am perseverat și m-am luptat să fiu o mamă prezentă în viața lor. Între timp au crescut și ele și au început să înțeleagă altfel lucrurile. Și iată că încet, micile dezacorduri de comunicare au fost eliminate, iar acum totul este în regulă. Am două fete extraordinare cu care mă mândresc, ele sunt sensul vieții mele și de care sunt foarte mândră, Coduța și Mălina, și vorbesc despre fiecare parte. Asta a fost fragmentul din singurul interviu în care am vorbit despre relația cu fetele mele, numai în formula asta. Asta atât am vrut să spun și vă rog frumos să nu mai pot să mai mult fac un efort, mă credeți. Da. Doamna Spătaru, vă mulțumesc foarte mult pentru precizări. Ele trebuiau făcute chiar în această emisiune. Așa este firesc. Lucrurile cred că au fost lămurite din punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumim foarte mult. Eu aș vrea să fie lămurite și din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Brancu, pentru că eu vă respect pentru ce ați făcut și pentru emisiunile dumneavoastră. Știți că am mai avut odată o intervenție când aveați o emisiune pe un post de radio și mi-ați răspuns prompt. Și pentru asta, și nu numai pentru asta, vă respect
Și vreau să fie și pentru dumneavoastră lămurită. Absolut. Nu vă faceți probleme, doamna Doina Spătaru. Cu foarte mare drag am răspuns dorinței dumneavoastră de a pune lucrurile la punct și de a vă spune ceea ce ați trăit ca mamă. Multă sănătate și să ne auzim și să ne auzim cu bine. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Da, doamnelor și domnilor, o să preia presa foarte multe lucruri.